Cred că este cazul să desfacem cortina și să descoperim 5 performeri care vor aborda un subiect, sperăm, interesant și, de altfel, prezența dumneavoastră aici dovedește faptul că este în continuare un hot topic. Așa că să începem prin a arunca o scurtă privire în interiorul lumii JAK inhibitorilor. Begin the Begin este, cel puțin pentru cei din generația mea, o melodie absolut superbă pe care Cole Porter a scris-o în anii 20 în timp ce se afla într-o croazieră ce îl ducea din Australia la Fiji. Begin este un dans polinezian extrem de expresiv, așa că să înceapă. Să aruncăm o privire, cum spuneam, în lumea JAK inhibitorilor, foarte scurtă, de la suprafață, și să ne reamintim că vorbim despre un mecanism relativ nou descris. Primii Janus chinazele au fost descrise în 1989, un an de referință în istoria omenirii, când un vânt de schimbare a bătut așa asupra estului Europei. Deci, lucruri de istorie recentă și această familie de chinaze este absolut fascinantă. Numele său, așa cum știți foarte bine, are mai multe conotații. Mai întâi s-a spus Just Another Kinase, familia frumoasă a chinazelor, incluzând vreo 500 și ceva de membri, după care numele s-a consolidat și a căpătat o semnificație mult mai specială. A fost asociată zeului Janus, zeul porților, al ușilor deschise, al începutului și al sfârșitului, al trecerilor dintr-o lume în alta. Luna ianuarie, cum știți, își trage numele tot de la Janus, pentru că aceste chinaze sunt străjeri la poarta de intrare în celule. Dar despre aceste lucruri o să ne reamintească puțin mai încolo doamna profesor Mușetescu. Eu vreau doar să vă arăt cam care a fost istoria pe care acești ani au marcat-o în privința dezvoltării JAK chinazelor și mai ales a JAK inhibitorilor. Cum spuneam, ele au fost descoperite pentru prima oară în 1989 și relativ după o perioadă scurtă de timp au apărut și primii inhibitori ai acestei căi, tofacitinibul, deschizător de drum. Primele studii clinice la om și studiul Proof of Concept 2006. Într-adevăr, o istorie recentă. După care lucrurile o iau foarte tare la vale. În 2012, tofacitinibul este aprobat de către FDA. Avea să treacă însă câțiva ani buni până când tofacitinibul și fratele său mai mic, baricitinibul, primeau și aprobarea europeană, dar apoi lucrurile au mers foarte rapid. Vedeți, tofabarii merg umăr la umăr extinzându-și indicațiile, UPA, iată, și el a aprobat un frate și mai tânăr, aprobat în Europa repede în 2019, apoi alți și alți JAK inhibitori bat la porțile lansărilor, extinzându-și indicațiile, vedeți, mai degrabă în reumatologie, dar și în dermatologie. Din nou, noi preparate și cu noi indicații. Anul trecut, lista bolilor în care această familie de medicamente este utilizată s-a extins și mai mult și anul acesta ultimele aprobări pe care upadacitinibul le-a căpătat în boala Crohn, deucravacitinibul în psoriazis și foarte recent, săptămâna trecută, dar n-am mai apucat să trec în acest slide, baricitinibul a primit aprobarea pentru a fi utilizat în artrita idiopatică juvenilă. O istorie frumoasă, nu-i așa? Dar așa cum se întâmplă în istorie, sunt câteodată câteva momente de referință. Vedeți, în perioada de pionierat a introducerii acestor medicamente în viața de zi cu zi, entuziasmul, în mod justificat, era foarte mare. Se vorbea și încă se vorbește de o nouă paradigmă în tratamentul bolilor reumatice mediate imun, o molecule noi, inovatoare, mici, tratament oral, cu niște date senzaționale din studiile clinice. Dar așa cum ne arată de obicei istoria, după un entuziasm excepțional, mai revine așa și cealaltă față a monedei și acum un an și ceva, de fapt ecourile erau chiar mai dinainte, a trebuit să vină un alt eveniment, celebrul oral surveillance, despre care din păcate încă trebuie să vorbim, care ne-a întors puțin lumea
nederutat, să zicem mai bine, în privința utilizării JAK inhibitorilor. Și atunci, în cele două ore pe care le vom petrece acum împreună, ne-am propus, cu panelul de speaker pe care le-ați văzut, să vedem, păstrăm sau distrugem mitul JAK inhibitorilor și ne-am gândit că ar trebui să vorbim puțin despre mecanismul de acțiune, în continuare fascinant, și să ne uităm la noile aspecte ale acestuia legate de selectivitate, să ne uităm la tot ceea ce înseamnă eficacitate clinică în ziua de azi, să vedem călcâiul lui Ahile, care de fapt nu e călcâiul, ci e inima, acolo să fie într-adevăr problema, apoi să vedem căror pacienți le recomandăm acest tratament și unde situăm tratamentul cu JAK inhibitori în panoplia terapeutică bogată pe care o avem în aceste boli și, bineînțeles, ce ne spun datele din lumea reală de la noi și de pretutindeni.